Salutare tuturor, aici Răzvan. Revin în fața voastră cu videoul dedicat mostrei de scris pentru stiloul Click Renaissance. Am aici modelul Da Vinci, unul dintre favoritele mele, cu o peniță fină. Ca de obicei voi folosi mai multe tipuri de hârtie. Voi începe cu blocnotul Penmania, cu hârtie de 120 de grame. Cerneala pe care o voi folosi este cerneala produsă în exclusivitate pentru Penmania Shop de către Pennonia. Este vorba despre Penmania Blue, așa am hotărât să o numesc. Și aceasta este nuanța. Este o nuanță frumoasă de albastru. Sper să vă placă. Așa va arăta și sticla de 60 de mililitri. Am făcut o etichetă simplă, acesta este un test cu informațiile cele mai importante. Cred că e mai important conținutul. Sticla este de sticlă, nu e din plastic, cu un capac bun solid și nu va avea o cutie de carton. Toate acestea nu fac decât să aducă un preț mai mare. Momentan, eu o văd această cerneală ca pe o cerneală pragmatică, utilitară, de foarte bună calitate, la un preț excelent, care să fie folosită în fiecare zi. Bun, haideți să trecem la mosa de scris. Dați-mi voie să măresc un pic. Avem așadar penița F, numărul 6, de la Click. Cei care ați mai cumpărat Click Aristocrat de la mine, sunteți deja poate familiarizați cu această peniță. Avem Click Renaissance cu o peniță numărul 6 din oțel, cu un vârf fin, da? Cerneala este Penmania Blue, iar hârtia, aici avem 120 de grame, produsă de Monte. Da, se simte foarte bine. Aceasta este o hârtie foarte absorbantă, așa am făcut-o. Da? Următorul suport de hârtie, avem hârtia Tomoe River, 52 de grame, culoarea Ivory. N-am scris modelul, haideți să scriem și modelul, Da Vinci. Foarte frumos. Și bine echilibrat, se așează bine în mână. Aici avem peniță fină, numărul 6 din oțel. Cerneala este Penmania Blue. Da, din nou, foarte bună experiența. Nuanța cernelii este foarte frumos în evidență.
pe Tomoe River. Acesta e una dintre calitățile acestei hârtii. Să sperăm că altcineva va prelua tehnologia și va produce în continuare această hârtie. Momentan, firma din Japonia care o produce a intrat în faliment. Vom vedea ce se va mai întâmpla. Avem apoi hârtia Oxford. De fapt, hârtia Optic Paper de la Oxford, de 90 de grame. La Penmania Blue. Iar hârtia este Optic Paper, 90 de grame, așa cum vă spuneam. Din nou, experiență excelentă. Este o peniță umedă. Care își face treaba fără niciun fel de problemă. Bun, acesta este mostra de scris pentru Click Renaissance. Îl găsiți în shop, cantitatea este limitată. Mie îmi place foarte mult, are un raport preț-performanță excelent. Și ținem legătura pentru următoarele mostre de scris. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!